Reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, domnul Daniel Magdu, președintele Consiliului Executiv și domnul Stevan Mihailov, vicepreședintele Consiliului Național Român și vicepreședinte Comitetului Român din Serbia, s-au întâlnit și au discutat cu premierul Serbia. Această întâlnire cu premierul Miloș Vucevic a avut loc în clădirea Guvernului Serbiei pe data de 26 august. Deci, întâi să explic care este contextul uh, vizitei. Am venit acolo la o uh, întâlnire chemat, uh, bineînțeles, și din cabinetul domnului prim-ministru, dar și uh, în cadrul întâlnirilor pe care a avut petrul nostru, Georgi Simion, care este liderul unui partid din uh, România care se numește Aur. El a efectuat o vizită în Serbia, unde s-a întâlnit și cu domnul Miloș Vučević, care este prim-ministru al uh, Serbiei. Și, într-o parte a discuțiilor care i au avut, ne-au invitat și pe noi pentru ca să ne facă cunoștință și să avem o discuție directă în contextul pozitiv al cuvântului, adică să explicăm unele încercări cu care se confruntă comunitatea românească. În primul rând aș dori să mulțumesc domnului George Simeon pentru că a inițiat această întâlnire de cum și domnului prim-ministru Milos Vucevici, pentru că ne-a primit și pentru că ne-a ascultat și purtat cu noi un dialog foarte deschis și uh, uh, foarte constructiv. Uh, în primul rând, uh, ceea ce aș putea spune și scoate în evidență este că uh, amândoi și domnul George Simion cu care ne cunoaștem de poate și 15 ani de zile, E cunoscut cu toate încercările cu care noi ne aici confruntăm de zi cu zi, a, precum și domnul prim-ministru Mioș Vuciuvici, care e foarte a, cu mare interes a, ne -a ascultat și care este și el cunoscut, care urmărește îndeaproape și acest segment, care poate nu e atât de a, pentru noi foarte important, dar având în vedere o țară care e în plină dezvoltare, poate nu e în, ca prioritatea cea mai importantă, însă a fost acolo și cu colaboratorii săi cu care am, făc am schimbat contactele și asta este foarte bine că ne-a deschis calea ca unui dialog deschis și nemijlocit cu cabinetul prim-ministru, ce uh, nu s-a întâmplat uh, până acum. De asemenea, uh, ne bucură faptul că am evidențiat și că am ajuns la această concluzie că minoritatea, adică comunitatea românească din Serbia, precum și cea serbească din România, trebuie să fie și în continuare punctele de legătură, adică unele dintre punctele de legătură din cauza că cele două popoare și state au mai multe puncte de legătură, dar una, să spunem așa, de bază în relațiile bune care sunt de secole între cele două popoare, poporul Sârg și poporul Român și cele două state și moderne, dar și cele din istorie. Noi, pe cum se știe, avem uh, mulți prieteni în România care sunt uh, reprezentanți sau sunt la diferite nivele în mai multe partide politice. Ei toți sunt prietenii noștri, însă și uh, suntem și mai departe deschiși uh, și ne mulțumim tuturor pentru tot ajutorul, fiecare la nivelul care poate, care îl aduce aici, către comunitatea noastră românească. Însă, este prima dată, cum am și spus, că. Suntem uh, invitați la o ședință unde vine un reprezentant al unui partid politic din România. Noi nu ne important uh, uh, cine, cum se numește, noi nu este important cine, cât poate să ne ajute și asta am și spus de mai multe ori și în România, că politica României față de comunitatea românească uh, în Serbia, în primul rând în Serbia, că noi așa ne interesează în situația noastră aici, trebuie să fie una de consens între toate partidele politice. Însă, domnul George Simion e primul care ne-a limitat la acest nivel și îi mulțumim încă o dată pe această cale. Domnul Magdu a mai menționat că pentru o comunitate mică, cum este minoritatea națională română, este foarte important să avem colaborare cu premierul Serbiei și să depășim împreună aceste provocări.